Doamnelor și domnișoarelor, Cătălin Botezatu face confesiuni fierbinți tocmai de pe malul Mării Roșii din Israel. După ce s-a rugat la mormântul sfânt, Bote s-a decis că nu o iubește nici pe Bianca și nici pe Violeta și că, atenție mare, postul de iubita lui Botezatu este disponibil. Dragii noștri, Craiul Modei Românești a vizitat Israelul săptămâna trecută, iar echipa de paparazzi l-a însoțit pe Cătălin în periplul său prin Țara Sfântă. După ce și-a făcut rugăciunile la Ierusalim, la Mormântul Sfânt, a venit și vremea pentru distracție. Când merg într-o insulă, primul lucru stau așa de câteva ore, nici nu desfac bagajele, stau pe plajă și privesc marea și palmierii sau oceanul și palmierii și atunci îmi carc bateriile deja consumate în România. Putem să nu remarcăm că, pe măsură ce timpul trece, Bote întinerește. În ultima perioadă, de exemplu, am slăbit cu ceaiul Zei, un ceai libanez extrem de bun, care l-am luat nu pentru slăbit inițial, ci pentru a-mi lega colesterolul. Aveam mănânc foarte mult dulce. Pe lângă ceaiuri minune, Bote slăbește pentru că nu stă o clipă locului. Mereu este ocupat cu tot felul de proiecte. Oare ce mai lipsește? Când te vedem în calitate de actor? Să știi că cu asta am vrut să încep, pentru că am dat la IATC. Am picat de 3 ori, de 2 ori primul și al doilea sub linie. După care am întâlnit-o pe Bianca Brad, de care m-am și îndrăgostit și care m-a sfătuit să merg să susțin acest concurs de manechin, pentru că a fost un concurs. Iar de aici, totul e istorie. Cariera lui Cătălin o știe toată lumea, însă, pe plan personal, sunt multe necunoscute. Moda este amanta perfectă pentru că la celelalte fizice am renunțat de mult. În viața ta acum, ce anume lipsește? Acea persoană de care vorbeam. Dar lipsește de mult timp și, sincer, mi-e teamă că am să mă obișnuiesc cu lipsa acestei persoane. Cătălin se descrie ca un romantic cum nu e altul, iar această calitate nu i-a adus deloc noroc în amor. Mă îndrăgostesc foarte repede, nu știu cum de ce, dar atunci când mă îndrăgostesc, sunt extrem de profund. Munca este motivul pentru care relația lui cu Bianca nu a avut viitor. Bianca, de exemplu, avea deodată când spunea că ne-am despărțit pentru că nu eram lângă ea atunci când avea nevoie de mine. Da, așa este. Violeta? Cu Violeta este altceva. Violeta e o persoană, o femeie nouă în viața mea. Aș fi un ipocrit dacă aș spune că sunt înnebunit după Violeta. Să nu ne credem urechilor! Bote ne spune în exclusivitate că nu o iubește pe Violeta. Și în rest, locul e vacant. Domnițelor, nu vă entuziasmați însă așa de repede, chiar dacă locul la brațul designerului este liber. Amorul cu Bote nu e un lucru ușor. Din contră, e o maximă provocare. Niciodată nu aș putea iubi o singură persoană. Dar în varianta în care m-aș ca să pierd lucruri pe care nu l-am făcut, cu siguranță ar exista și, eu știu, amanta. Pentru că tot veni vorba de căsătorie, întindem coarda și vrem să aflăm dacă designerul își dorește să devină din nou tată. Știu că sunt extrem de încă potent din toate punctele de vedere. Bote are deja un băiat pe Andrei Iordache, însă acum designerul își dorește o fetiță. Mi-a plăcea să pătălăria să mă prim cu o fetiță și să mă joc cu ea și să-i construiesc castele din nisip, așa cum îmi făceau mie părinții când eram mic.